Ei sunt una din puținele trupe rock din țara noastră și acum au un motiv în plus să se afirme la un festival dedicat acestui stil de muzică Rockhausen, susținut de Radio One, unicul post de muzică rock din Moldova. Ei sunt The Glimpse și sunt gata să rupă scenele mari. Alexandru, Alexei și Pavel vin în această seară la noi. Salutare, băieți! Bine ați venit! Salut! Noroc! Așa, tu ai mai fost aici la, la noi. Pe tine lumea te mai știe și în altă componență. Yes! Da, ești și solistul The One. La The One, da, dar astăzi noi suntem cu The Glimpse. Da, am venit la voi. Și eu mă bucur că vă place, sau cel puțin iată ție, pot să cânt și muzică de stradă și muzică rock and roll și rock. Yes, da, da. Și noi cu băieți tot incorporăm mai multe stiluri și genuri în muzica noastră, și pop, și rock, și punk, și indie, așa. Creați și asta contează foarte mult. De câte ori pe săptămână voi vă vedeți? 3, 4. Cel puțin 3, da, da. Așa, ca la școală, toată lumea este prezentă. Da. Dar de cât timp v-ați unit forțele, v-ați găsit lungime de undă și lungime de muzică și creați? De cât timp sunteți? Băieții sunt frații și ei au născut să creează muzică împreună. Așa, voi sunteți frați? Nu, da. Da, ce fain. Și cântați acasă, după care părinții au zis că plecați de acasă. Начинали мы на самом деле играть дома, да, в детстве так вдвоём. Сейчас мы живём отдельно. Ну как бы взрослые. А со временем уже создали группу и вот дошли до такого. Așa, înseamnă că primul public au fost părinții voștri. Da, da. Соседи, не, соседи первые. Да. Правда было, да, история реальная. Мы начали репетировать прямо дома. И да, звонили в дверь, мы не слышали даже звонок в дверь. А он звонил, говорит, я сейчас точно вызову. Ну, в общем, не вызвал, мы отыграли свое. На настоящих барабанах, да, все прям дома. Вживую, в общем. Так что у нас много историй смешных. Așa, eu cred că vecinii acum, dacă vă se uită la televizor, zic, ei, măcar nu deja v-au făcut gălăjie, da. Măcar au ajuns ceva în viața lor. Totuși, voi mai aveți și alte joburi. Da, sau, da. Sau muzica e profesia care vă întreține și vă... Brand chef e sushi. Noi snimale s-o mi știu. Da. Leoșa este... Da. El face sushi. Și foarte bine, foarte bine face. Foarte bun le face. Super. Da. Bez reclamă. Ce vei bine, așa? Aveți, da, pentru noi, da, asta e super. Așa? Tu, dragule, ce job ai? IT, web. Web developer. Așa, IT. Foarte serios. Da, eu sunt muzician. Bravo vouă că găsiți timp. Mulțumim. Cu toate că aveți și familie, sunteți în relații. Da. Da. Și să ai și familie, timp și de o iubită, să ai timp și de muzică, e ceva. Alexei, da. La noi este un om de familie, el are și copil și soția. Da. Маленький барабанщик растет. О, да. Замена моя, да. Chiar și când s-a născut băiatul lui, el a fost pe scenă. Da? Da. Прям песни играет, я примерно уже знаю. Am fost în turneul la Timișoara și noi am fost pe scenă și după că noi am coborât de pe scenă, a sunat soția lui, da, și... Felicitări, ai devenit tată. Iată, asta este viața de artist, să cânti pe scenă și în același timp să ți se nască un urmaș. Haideți să vedem pe băieți și pe scenă, pentru că îi vedem aici fără instrumente și să vedem cum cântă de fapt ei. Tineri și neliniștiți. Da, vă place nebunia asta. Și nebuni. Neliniștiți și nebuni. și nebuni. Pentru muzică e nevoie de bani. Și videoclipuri. Pentru că pentru un videoclip e minimum 2000 de euro ca să filmezi astăzi ceva.
Dacă, dacă ai mulți prieteni și dacă poți să ajuți și pentru prieteni cu ceva și eu îți ajut, așa, prietenii... Am înțeles, cineva filmează, voi vă duceți primul și cântați o bucățică de deset la vreo zi de naștere de lui. Ia gătovliu, da, în zămână. Tu faci mâncare, tu faci un site, ceva. Super, băieți talentați! Eu zic, băieți, să vedem una dintre producțiile voastre video, un videoclip. El așa are o denumire de asta romantică, parcă de film din ăsta, de îndrăgostit. Dar de fapt băieții cântă rock, The Glimpse în acest moment, un videoclip de poveste, cel puțin poveste, așa s-ar traduce titlul acestui videoclip. Și vouă, o producție parcă de la Hollywood, foarte frumos, foarte colorat, ingenios. Bravo băieților! Unde, unde băieții și fetele care vor să-și găsească perechea, da, pot să vină să vă vadă și să asculte și să danseze împreună cu voi? Da, pe data de 15 februarie, noi cântăm la festivalul Rockhausen. Este un eveniment foarte mega, așa de mărime, așa de tare pentru fanii de rock. N-am avut așa ceva în lung timp. Da, chiar au vreo 8 ani, da, cam de atâta timp. Înainte am fost și eu cu vreme când eram liberă și liniștită. Da, mie îmi place muzica. Ai trupă preferată rock? Din Moldova? Da, da, da. Alternosfera și Gândul Muții. Desigur, desigur. Și Alternosfera, acolo vor fi headlinerii. Vă invităm pe toți, veniți, o să fie super mega tare, o să fie trupe
cele mai tare din Moldova. Câte trupe? Rock. 8 trupe. 8 trupe. 8. Într-o singură notă. Într-o singură noapte, 8 trupe noi, The Glimpse, Alternosfera și mulți alții. La Moldova Film, pe platou 1, căutați bilete pe internet, pe iTicket sau căutați eveniment pe Facebook. Acolo este scris cum poate să găsiți bilete. Da, și vă așteptăm pentru că o să fie super epic. Așa va fi. Voi încerca și eu să ajung la acel eveniment. Cu mare drag, vă așteptăm. Pentru că trebuie să îi susținem și pe cei care cântă altfel de muzică decât poate v-ați obișnuit pe la nunți și cu mătrii. Mai există și altfel de muzică. Este, puteți să o ascultați și să o găsiți pe Radio One, atât online, cât și pe radio.